Salutare, dragi prieteni! Bine v-am regăsit din nou pe canalul Bancuri de la A la Z. Azi vă mai spun o poantă. Mai scurt, s-a gândit Dumnezeu să creeze vietăți pe pământ. Așa rând pe rând o chema diferite animale și le spune la care și cât a străiază. Să duci primul cal. Să duci Dumnezeu la cal, zici că e calule. Ți-i dau 60 de ani. De-te viața ta, ai să tragi la brazdă, ai să mergi în câmp, ai să ari, ai să stimâi țăranul. Mai scurt, ce-a să vrei țăranul și ea să fac cu tine. M-ai înțeles? Calul s-a uitat așa la zis cu Doamne. E cam mult 60 de ani, nici 20 nu ajunge. Dumnezeu zice, băi, bun, dar 20, dacă 20. Ies calul, intră după asta câinile. Intră câinile, Dumnezeu s-a uitat la câine, zice că e câine. Ți-i dau 30 de ani. Ai stai lângă prins pe acasă, ai să latri, mai în scurt ai slujești tot țăranul. Ne-am înțeles? Câinile s-a uitat așa, Doamne, cam e mult 30 de ani, nici 20 nu ajunge. E bun, fii cum vrei tu. Ies câinile, intră maimuță. Sui Dumnezeu la maimuță, zici că maimuță, ți-i dau tot 30 de ani, toată viața ta ai să cațări prin copaci și ai să te maimuțăriești, ai să puteai să faci veselii. Pii la circ, încolo, încoași. Maimuța s-a uitat la Dumnezeu, zici, Doamne, 30 de ani e mult, nici 20 de ani ne ajungi pe maimuțăriești, 10 ani mă ghine, îi dai la altcineva. Dumnezeu s-a uitat așa, zici, bun, 20, dacă 20. Iese maimuța și intră omul. Intră omul, s-a uitat Dumnezeu la om, zici, da. Păi omule, ți-i dau 20 de ani, da, să te bucuri, să te veselești, să te distrezi, cred ca să-ți ajungă. Omul s-a uitat așa la Dumnezeu și zice, Doamne, numai 20 de ani pentru asta, poate eu să mă duc să mă înțeleg cu calul, cu câinile și cu maimuța și s-a refuzat ei de ani și ies nie, nie. Dumnezeu zice, e nici o problemă, dacă te înțelegi, du-te, du-te și vezi ce ți-o spune. Omul așa și face, ies afară, grăiești cu calul, cu maimuța și cu câinile să înțelege, bat palma, zici că e nici o problemă, ieți ani și ei care ne-a dat Dumnezeu nou, ieți-i ție, nouă nu-mi trebuie, nu ne ajungi și atât ne-am lăsat. Întru omul înapoi la Dumnezeu în cabinet și zici că, Doamne, m-am înțeles cu dânsii, ani și ei care s-au refuzat, apoi să-mi dai nici, trăiesc măcar vreo 80 de ani. Dumnezeu zici că, ok, dar să știi așa, anii ăștia care ți-am dat ție, a să-i trăiești, ai să te veselești, ai să te distrezi. După asta iei și 30 de ani a calului și ai să roghești ca calul și ai să întreții familia și ai să construiești casă și tot așa mai departe. După ce ai să trăiești anii calului, așa 10 ani care să iei de la maimuță, ai să te maimuțărești cu nepoții tăi și ai să faci fix ca maimuța. Și ca după ce se termine aici 10 ani, urmează ultimii 10 ani a câinului. Tăța să te lepide și ai să rămâi singur prins pe acasă și ai să hămâi și ai să latri la oricare trecător care să-l vezi pe drum. Prieteni, dacă v-a plăcut bancul, nu ezitați să puneți un like, scriți un comentariu și să distribuiți mai departe. V-am salutat și ne vedem în videoclipul următor.